Anul 2022 s-a terminat la fel cum a început, în masivul Iezer Păpușa. În februarie reușeam să petrecem prima noapte iarna pe munte, la refugiul Găinațu din Iezer. Prima zi a fost cu soare, a doua ceață și ninsoare. Apoi, în martie, pe un cer de minus 8 grade, am fost în Parâng, pe vârful Cibanu și șaua Huluzu. Zăpada foarte mare ne-a făcut să ne oprim sub vârful Găuri, unde aveam oricum să revenim în septembrie pentru o tură de vis, când, într-un final, am ajuns și pe vârf. După tura din martie, am tot lăsat muntele să ne aștepte și abia pe 1 mai am reușit o escapadă pitorească în munții Cernei, când am ajuns pe vârfurile Zascol și Arjana. Până atunci, într-adevăr, luasem la pas pădurile din apropierea Craiovei, Vogna, Bucovăț. Asta a dus și la organizarea turei cu copii din Buila, când s-a ajuns la schitul Pătrunsa, iar întoarcerea a fost prin poenile Bulzului. Totul a culminat cu pregătirea team building-ului din iulie, când împreună cu colegii de serviciu am fost într-o drumeție la lacul Gâlcescu din Parâng. Istovitor pentru unii, dar memorabil cu siguranță. Apoi am ținut-o din lac în lac, ajungând și la Galeș, bifând o altă premieră și anume prima dată în Retezatul Mare. Zonă nouă, experiență unică. La fel s-a întâmplat și în august, când am fost pentru singura dată pe anul 2022 cu cortul la munte. Deși am ales același loc de campare, lângă lacul Slivei din Parâng, ca și în 2020, experiența a fost cu totul specială. Două zile petrecute într-o zonă mai sălbatică a Parângului te deconectează de realitate. Apoi, cum am mai zis, în septembrie am revenit în Parâng pe traseul încercat în martie și am ajuns până pe vârful Găuri. În octombrie am căutat culorile toamnei și am ales crovurile din Mehelinț. Magia toamnei este la ea acasă, acolo. Apoi, în noiembrie, a fost practic încununarea întregului an. Am revenit în Iezer și am ales traseul mai scurt, dar mai abrupt, spre vârful Păpușa. Și am reușit să-l cucerim, ajungând la cea mai mare altitudine a anului, și anume 2391 de metri.